Maestre? Hai să vedem ce folositoare sunt runele pentru săptămâna care urmează, că încep să fie pretențioase. Uite, pentru berbec. Berbecii în săptămâna următoare sunt pe o poșghiță de gheață foarte subțire, pentru că au făcut ceva greșeli, iar acum, ca să nu le mai repete, trebuie să fie extrem de prudenți. Dar extrem de prudenți și în toate acțiunile pe care le vor întreprindere sau care, mă rog, vor merge să cheltuiască niște bani, vor achiziționa ceva, să nu ia pe primul impuls, că e o greșeală mare. În schimb, Taurul e anunțat de către runa să-și mobilizeze toate forțele pentru a-și consolida poziția în familie și în societate, dar obligatoriu și la servici, și dacă va face asta, va fi câștigătorul, va triumfa. Vede? Dacă vrea să muncească. În schimb, intră o zodie într-o pasă din asta necunoscută, misterul necunoscutului. Gemenii se învăluie într-o aură de mister, comunică mai lapidar sau deloc, cer de la cei din jur să li se respecte momentele de liniște, momentele în care ei sunt de vorbă cu ei și cu partea divină. Așa că o săptămână mai liniștită. Să ferească Dumnezeu și să-l deranjați pe cel care vorbește cu Dumnezeu. Așa. Ia, să vedem cine vine după... Racul. Păi cine poate să vină? Că Leu o să aibă mai târziu. O suită de schimbări majore într-un viitor foarte apropiat pentru nativii zodiei Rac. Deci peste Rac vin multe schimbări majore. Majore. Așa că să fiți pregătiți, că dacă vă iau până pregătite, o să fugiți la lene, nu la activitate. Iar Leu se va simți în siguranță o săptămână de siguranță sub protecție divină. Protecție împotriva forțelor malefice și a controlului grănișerilor. Nici ea nu te deranjează. Nici nu te văd. Pur și sigur. Foarte bine. Treci pe lângă ei. Așa e. E săptămâna nevăzut, necunoscut. În schimb, fecioara este atenționată că cineva se gândește intens la ea. Și gândindu-se, a hotărât să-i trimită un cadou minunat. Ce bucurie pe doamna fecioară. Iar balanța, uite balanța, de jumătate de an a mai dat și ea lovitură. Iar acum de lovitura și se produce un salt calitativ, rapid, în existența balanței. Să vină banii. Show me the money. Foarte frumos. Foarte frumos. Wonderful. Să dea Dumnezeu și ție și nouă. La toată lumea. Păi dacă am oare și vecinul. Așa e la mine. Scorpionul. E sfătuit să dea la o parte toate problemele, toate grijile, toate supărările, tot ce e legat de trecut, să se debaraseze de ele, să nu mai ducă rucsacul grijilor și a necazurilor. Și să se pregătească pentru o săptămână, chiar mai mult, cu un efect fantastic de benefic. Și a venit și săgetătorul. Ei, dacă o săptămână înainte alții primeau mesaje și s-au săturat de vorbă, acum e rândul săgetătorului să intre în dialog permanent și să primească mesaje. Deci e o săptămână foarte, foarte obositoare, mai ales când ai și de lucru și mai te sună și telefonul când n-ai chef de răspund la telefon. Se lavi. În schimb, asta nu se poate. Chiar nu se poate. Nu se poate. Ceasul cu maestre. E săptămână la rând care truditorul îl primește pe Vungio. E perioada lui favorabilă. E a doua săptămână. Păi asta trebuie scris în grindă. Vorba poeziei lui Coș Bucazău, să cristez în grindă, să țină minte doamna și domnii Capricorn. Ați câștigat pe toate fronturile. Dacă e Vungio, cred că ați învățat atâția ani de zile discuția cu Vungio. Iar acum vărsătorii sunt
pregătiți să rămână acasă în așteptarea unei schimbări foarte importante, deosebit de importante, cât pe curând. Deci o schimbare importantă care să nu vă ia până pregătite. Fiți pregătiți în fiecare ceas, în fiecare minut. Iar peștii, încerc să mă enervez cu ăștia. Simbolul dragostei, ceva nou, fierbinte, o dragoste nouă. Ăștia nu știu de cât dragoste și bătu cu oclaurii în vacanțe. Pe la munte, pe la mare, pe la... E, și se potrivește. Știi cum s-a potrivit? Azi că dacă îi mai trag așa, să-i spun că să mai stângă vacă mare. Foarte frumos. Adică ați avut rune bune. Doamne, Dumnezeu vă iubește pe toți de acasă și pe cei de aici, normal.